Acum, ce trebuie să știți voi? Nu mai avem deloc linkuri. Da, o să și tai bucata asta ca să o punem ca și episod. Prima chestie, nu mai avem linkuri. Avem un sistem total nou de chemistry. Ca un jucător să contribuie la chemistry sau să primească chemistry, trebuie să fie pe poziția lui principală sau pe poziția lui alternativă. Spre exemplu, Neymar. La Neymar poziția principală este LW, dar are și CAM și LM. Deci Neymar, dacă este pe LW, pe LM sau pe CAM, contribuie la chemistry și primește chemistry. Cum contribuie la chemistry? Păi, contribuie prin echipa la care joacă, liga în care este și naționalitatea în care face parte. Dacă un jucător este în zero chemistry, adică să zicem că pe Neymar îl punem pe CM și e în zero chemistry, nu contribuie nici la chemistry și nici nu primește chemistry, va juca la statusurile lui. Deci nu va mai fi caz în care să piardă jucătorul, poți să spui ce echipă vrei tu, poți să-i ordonezi cum vrei tu, jucătorii nu mai pierd la chemistry în momentul în care sunt în zero chemistry. Acum, un jucător poate să aibă între 0 steluțe și 3 steluțe. 0 steluțe înseamnă că joacă la statusurile lui, 1 steluțe înseamnă că are un mic boost de chemistry, gen între 5 și 6 cum era pe vechi, la 2 steluțe are cam 7 chemistry, iar la 3 steluțe are cam 10, e chestia că are 10 chemistry doar dacă și echipa are total chemistry 33. Da, o să vezi că contează și chestia asta. Bun. Deci ați înțeles, fiecare jucător contribuie prin echipa pe care joacă, liga din care face parte și naționalitatea din care face parte. Dacă avem doi jucători de la aceeași echipă, toți jucătorii de la acea echipă primesc o steluță, da? Aici punem Messi, ca să vă dau exemplu. Vedeți? Avem doi jucători de la PSG, Neymar cu Messi, și din cauza că avem doi de la PSG, primesc fiecare câte o stea. De acum încolo, toți jucătorii care sunt de la PSG primesc o stea pentru că sunt jucători de la PSG. Dacă mai adăugăm un jucător, Hakimi să zicem, tot de la PSG, o să vedem că toți au câte două steluțe. Dar de ce au două steluțe? Din cauza că trei jucători din aceeași ligă dau o steluță bonus pentru toți jucătorii din aceeași ligă. Deci primim o stea pentru fiecare, deoarece avem doi jucători de la aceeași echipă și primim un stea din cauza că avem trei jucători în aceeași ligă. Acum, dacă adăugăm și pe Mbappe, o să vedeți că toată lumea are trei steluțe. De ce? Patru jucători de la aceeași echipă, fiecare jucător primește două steluțe și dacă avem trei jucători în aceeași ligă minim, o să fie o steluță. Deci avem două steluțe pentru că sunt toți de la PSG și o steluță pentru că sunt toți din aceeași ligă, au trei. Acum, în momentul în care avem 5 jucători din aceeași ligă, toți jucătorii din acea ligă primesc două steluțe. Să presupunem că aici adăugăm pe Renato, care încă nu e transferat la PSG. Aba da, l-au transferat deja aici. Hai să căutăm alt jucător din liga asta. Hai să căutăm pe Ben Yedder, să zicem. Dar nu e un exemplu bun că e francez și o să vă intrați puțin în confuzie. Hai să căutăm, spre exemplu, Denayer mai este la... Da. L-am adăugat pe Denayer. Da, deci acum avem 5 jucători din aceeași ligă. În momentul când avem 5 jucători din aceeași ligă, toți jucătorii din liga aceea primesc 2 stele. Da, deci Denayer, pentru că este din League One și avem 5 din League One, primește 2 stele. Dacă avem 8 jucători din aceeași ligă, toți jucătorii din acea ligă primesc 3 stele. Deci de la 8 în sus avem full chemistry pentru acea ligă. Bun. Acum, la naționalități. În momentul în care avem 2 jucători de aceeași naționalitate, aceștia primesc o steluță. Să zicem aici Ben Yedder. Da, deci doi jucători din aceeași naționalitate
primesc o stea toți jucătorii din naționalitatea aceea. La 5 jucători din aceeași naționalitate primesc 2, a zis corect, la 5 jucători din aceeași naționalitate primim 2 steluțe, iar la 8 jucători din aceeași naționalitate primim 3 steluțe. Deci dacă avem o francez din echipă, toți francezii din echipa aceea vor avea 3 stele. Bun. Cum contribuie iconurile și cardurile hero? Din punctul meu de vedere, cardurile hero sunt peste iconuri la chemistry, pentru că un icon, să zicem Ronaldo, Ronaldo contribuie, în primul rând, iconurile și hero-urile puse pe pozițiile lor stau în full chemistry indiferent. Da? Deci chiar dacă punem, să zicem că Ronaldo este singurul brazilian din echipă, el va sta în full chemistry pentru că este pe poziția lui. Iconurile și hero stau în maxim chemistry pe pozițiile pe care le joacă, în care joacă. Cum contribuie Ronaldo la chemistry? Orice icon se pune ca doi jucători din acea naționalitate. Atenție, deci un jucător gold se pune un punct pentru echipa la care joacă, un punct pentru naționalitate, un punct pentru ligă. Iconurile doar 2 puncte pentru naționalitatea în care joacă. Deci din punctul meu de vedere, la chemistry iconurile nu mai sunt la fel de importante, mai ales cele care au naționalitate slabă. Așa că eu o să văd o oarecare scădere la prețul iconurilor, cel puțin la nivel de CDM, CB, mai ales la nivel de CB, sau nu știu, LB, RB. Eu o să văd o scădere aici. Deoarece nu mai contează de mult la chemistry. Înainte, dacă puneai un icon în 4-3-3 în centru acolo, îți dădea 5 linkuri portocalii și poate și linkuri verzi. Acum când ai pus un icon în echipă, primești doar 2 puncte pentru naționalitatea în care joacă. Deci nu mi se pare wow. În schimb, cardurile Hero oferă 2 puncte pentru pentru ligă și un punct pentru naționalitate. Deci Ginola oferă 2 puncte pentru faptul că este din League One și un punct că e francez. Deci, practic, Ginola oferă 3 puncte pentru chemistry. Iar Nikon oferă doar 2 puncte. Și vă mai spun sincer, parcă e mai important partea cu liga decât partea cu naționalitatea, pentru că la naționalitate ai nevoie de 2 jucători ca să faci un punct. La liga ai nevoie de 3. Și gen, dacă ai pus Ginola și încă un jucător din League One, ai făcut un punct de chemistry din 2 jucători. La iconuri nu contează, că și dacă pui 2 în aceeași naționalitate, tot vor avea un punct. Deci părerea mea că vor avea influență mai mare cardurile Hero. Așa. Managerul. Cum contribuie managerul? Managerul contribuie un punct pentru naționalitate, un punct pentru ligă. Spre exemplu, avem Lorente și Mendy aici. Da, care au 0 stele amândoi. Dacă punem aici, pe, să zicem, pe Pep Guardiola, Pep cu manager de Liga Spaniei. Aia e la Liga, nu au pe la Liga Santander. Da? O să observați că Lorente brusc de la 0 steluțe are 2 steluțe. De ce? Pentru că Pep a dat plus 1 la naționalitate și avem 2 jucători în aceeași naționalitate și primește o stea pentru asta și din cauza că avem 3 oameni, pentru că Pep dă 1 și la ligă, Lorente a primit 2 steluțe. Deci managerul se contribuie un punct la naționalitate, un punct la ligă, cardurile Hero 2 puncte la ligă, 1 la naționalitate, cardurile care sunt icon 2 la naționalitate, iar celelalte carduri gold, un punct la echipă, un punct la ligă, un punct la naționalitate. Cred că totul este extrem de clar. Dacă aveți voi întrebări, o să tai secvența asta și o să pun ca tutorial. O să conteze mai mult managerul, va conta, da. Sincer, fără supărare, e mai complicat. Bă, sincer, mie îmi place mai mult să spun ce cauză, pentru că la final, când o să ai toate cardurile bune, o să poți să pui cum vrei tu. Că nu mai ții cont de chemistry și, nu știu, poți să... Și acum, nu știu, mi se pare mai ok.
sistemul ăsta. Mie îmi plăcea și sistemul anterior, care nu, în care nu prea puteți ajunge la chemistry full. Mie îmi plăcea mai mult sistemul anterior, care era mai dificil. Pentru că vedeai o varietate mai mare de echipe. Că poate te gândeai, bă, aș vrea să am jucătorul ăsta în full, nu vreau jocul ăsta. Ai fost mai multe opinii. Acum, din cauza că e ușor de făcut chemistry, o să cam vedem aceeași echipă meta pentru Weekend League.